Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Care va să zică? Zilele trecute am trecut prin Cismigiu, un parc în care n-am mai fost de foarte ce multă vreme. Ce căutai tu la Cismigiu? Am avut ceva de făcut în zonă și am văzut și primăria arată bine. Primăria mare. Dar parcul l-au mai spălat? Parcul e cam trist. Și mă, după masa, la ora cât era, cred că era 6:30 după masa, nu se înțelege om cu persoană de la ce invazie de ciori acolo. Eu nu știu, adică am dat știri că sunt ciori și că primăria a încercat diverse chestii, dar făceau foarte, foarte tare. Era un gașcă. Da, așa se aude în parcul Cismigiu. Este marți după masă și ciorile cred că se pregătesc de culcare și sunt foarte guralive. Acum, sincer să fiu, nu reușesc să înțeleg deloc de ce primăria nu angajează niște ulii. Să fac un comportament aviația uliilor de vânătoare. Uite, taman aici, peste drum. Da, un compartiment, voiam să spun. Mamă, ce gălăgie fac. M-am emoționat pentru că eram la radio și pe reporterul. Da, făceam la radio și asta am înregistrat și am zis comportament. Dar ideea e de compartiment și sigur, chiar serios vorbesc, de ce nu se face compartimentul aviație antidăunători? Antiporumbei, ca să fie și Luca de acord, și anticiori. Da. Să le sperie, nu să le mănânce, domnule. Să le și mănânce dacă prind câte una, acum ce să-i doar, nu iei cioara de la cioc. Da, serios, niște uli, uliu porumbar, că e mai mare. Accipiter gentilis. Acesta este. El unde trăiește? El poate trăi, el trăiește prin pădurile patriei noastre. În pădure sunt porumbei? Noi nu prea mai avem păduri. Este uliu porumbar. E de la porumbar de la porumb sau de la porumbel? Bună întrebare. Că dacă e la porumbel, înseamnă că e ceva neregulă cu el, dacă stă în pădure unde nu sunt porumbei. Corect. Sau e aia ca în banc. În pădure nu mai sunt porumbei. Nu mai sunt porumbei de cauza de la uliu. Da, bună întrebare. Nu știu de ce îl cheamă uliu porumbar. Nu, îi se pare cumva simplu și venim cu tot soiul de soluții, dar nu uitați că domnul Robu s-a luptat ani de zile cu ciorile în Timișoara. Domnul Robu era mai concentrat pe estompator, de aia și a încercat diverse metode de tipul estompatorului. El a încercat să-i estompeze problema. Cu uliu ăsta, știi că primăria la un moment dat a închiriat un uliu. Care pare unde s-au închiriat ulii? Ca și închiria și eu doi. Participă la competiții, bre. De la rentă uliu. Păi, dar cred că e scumpărat de competiție. Că a costat, proiectul a costat, primăria a dat 500.000 de lei pe el. Pe uliu? Pe un uliu? Închiriat pe o perioadă. Serios? Pe tot programul, da. Păi le fac ca uliu păi, două săptămâni, dacă vor. Probabil costa 50.000 de lei, dar fiind... A fost, s-a încheiat? A fost, da, în urmă cu câțiva ani. A fost un proiect pilot. Cu ceva uliu. Ce legau de un copac și se învârtea în jurul. Și bufniță, nu. Au adus bufniță și uliu. Din câte mi-aduc aminte, nu vreau să greșesc. Și bufnița, dar trei bufniță de aia mare de tot. Știi? Aia, cea mai mare, aia cu urechi. Nu cumva, cum aveam eu în Corbeanca. Aia, în Corbeanca vânează cel mult șoricei. Asta trebuie să fie de aia mare, aia care face buu, aia, știi? Și aia nu tot pe șoarece. Prinde și șoareci, dar și păsări. Dacă vede pasărea în zbor, pac. Aha. Sare pe ea și hați-o mănâncă. Ne scriu un video, să știți că ulii nu fac față la ciori. Ciorile se unesc și atacă ulii. Maica mea. Să ia mai mulți ulii odată. Să facă un compartiment, nu știu, o flotilă, o escadrilă. Costă? Eu nu știu dacă ăștia ulii, cred că sunt solitari, nu cred că fac echipe. Să vorbească cu ei frumos. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.